ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud. Și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine, care vine de la oameni. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El, să aibă viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine are viața veșnică. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat,
pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Cine primește mărturia lui, adevărește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.